Scriptura descrie lumea căzută în păcat ca o lume care este fără nădejde. Și ne descrie pe noi ca oameni care avem nădejde acum. Oricine are nădejde în lumea asta fără Domnul Iisus Hristos este un nebun. Pentru că în următoarea fracțiune de secundă eu aș putea să pic aici jos. Corect sau nu? În el avem viața, ființa și mișcarea. Oricine are nădejde fără Dumnezeu este un nebun. Este un nebun. Să crezi că apuci mâna ziua de mâine fără Dumnezeu, ești un nebun. Nu există așa ceva. Asta e numai mintea ta. În realitate toți suntem ținuți prin cuvântul puterii lui Dumnezeu. Depindem total de Dumnezeu, spiritual, material, fizic, psihic, emoțional, din orice punct de vedere. Într-o fracțiune de secundă cineva aș putea să-și piardă mintea și sunt asemenea oameni. Totul este în mâna lui Dumnezeu. Totul este în mâna lui Dumnezeu, da? Eu în momentul în care m-am întors la Dumnezeu, în momentul în care am fost născut din nou, în momentul în care mi-am pus toată viața în mâinile Dumnezeu, viața mea este ancorată de Dumnezeu, definită de Dumnezeu, da? Da? El este nădejdea mea și trăiesc într-o lume care n-are nădejde. Dacă ei au nădejde, noi trebuie să le secerăm toate nădejde, să le arătăm că sunt nădejde false. Îți nădejde nebunești. Singura nădejde pe care o poți avea pe pământ în orice domeniu, în orice domeniu, material, spiritual sau pentru veșnicia ta, este nădejdea pe care ți-o dă Dumnezeu. Cea mai importantă nădejde, într-adevăr, este nădejdea spirituală. Nădejdea că suntem împăcați cu El, nădejdea că vom fi mântuiți de mânia lui Dumnezeu care va fi lăsată pe tot pământul, nădejdea că îl avem pe El, suntem așezați în locurile cerești și vom petrece veșnicia cu Dumnezeu. Asta e cel mai important aspect al nădejdii noastre. Lumea nu are nădejdea asta. Are nădejde înșelătoare, dar nu are niciun fel de nădejde robustă, clară, biblică, adevărată, reală, logică.